Judecătorii CCR au decis nu acceptă impozitarea cu 15% a pensiilor speciale. Judecătorii CCR spun că Parlamentul trebuie să respecte securitatea financiară a magistraților și că pensiile speciale sunt un drept constituțional. Judecătorii, în schimb, recunosc. Statul are libertatea să taie pensiile speciale, dar dacă o fac, trebuie să o facă pentru toată lumea. Nicolae Ciuca a ieșit la atac. Trebuie să modificăm urgent legea pensiilor speciale, spune el. Tot Ciucă pregătește o sesiune extraordinară la Senat ca să modifice legea, miza uh, care sunt pe banii din PNRR. Până să se rezolve problema pensiilor speciale, s-a schimbat legea indemnizației la șomaj. Absolvenții de liceu și gimnaziu care au cel puțin 16 ani pot primi indemnizație de șomaj timp de 6 luni ca să beneficieze de ea. Absolvenții trebuie să prezinte buletinul și o declarație pe proprie răspundere la cel mult două luni după ce au absolvit.